Avem în cutia asta un Kugo M4 Pro de 18 amperioră. Îl despachetăm imediat, după care o să vă arăt cum se reglează pentru a fi gata de mers pe afară. Ia uite ce frumos e aici, mă, e o cutie. Băi, dă-te așa, hai. Oh. Are chiar mișto. Asta e o cutie pe care și pare rău să o arunci. Așa, nu contează. Hai să vedem ce e în ea. Că de asta ne-am adunat aici. Nu să vedem o cutie portocalie. Ok. Încărcător. Truse. Stă foarte bine la ea în cutie acolo. Deci asta e prindere pentru șa, asta este șaua. Bun. Nu mai știu la variantele vechi acestui model dacă avea șuruburi în stea aici, dar de asta sunt în, cu imbus, ceea ce mă bucură, și pe față nu mai e LED, nu mi-aduc aminte dacă avea sau nu. E doar un plastic, iar pe dedesubt văd șurubul, o să umblăm acolo, că acolo ne interesează, ca să pierdem garanția, să știm o treabă. Și mai văd aici un suport de picior, care de fapt e mâner, că nu poți să ții piciorul așa de sus pe el, e mâner, dar e ok, e util oricum. Și aici instalație pentru bec, deci avem și bec. Da. Ia să vedem, astea se înșurubează, e ok, să n-aibă joc, cheile în contact. Ok, avem 45 de volți, ok. Par din aluminiu, din ce am văzut, trebuie să dau asta să văd mai bine. Este din aluminiu, foarte tare. Este un foarte la bun. Și are și claxon pe spate. Uite acolo. Da, tot ok. Avem discul puțin strâmb din fabrică, normal. Și plierea, nu știu ce face asta, asta blochează, acum e deblocat și acum ar trebui să, da, să pot să depliez. Așa. Ah, acum nu se blochează singur. Hai că a funcționat, trebuie să împing foarte tare în ghidon și nu știam dacă cumva îl stric. Dar am împins puțin mai tare, acum să văd dacă reușesc să dau și la loc. Cred că în jos, habar n-am. E oricum, e ceva foarte fix. E bine că n-are joc, doar că la început, na, dacă nu citești manualul, cum facem, uite. Împingi mai tare și gata, e ok. Are cauciucul, elastomerul ăsta aici în care se împinge, deci e bine că nu e un sistem problematic, ăsta e un sistem fix, ăsta se poate și regla. Hai să nu mai lungim și să începem cu reglajele, verificăm frânele dacă tot e ok, să zicem că sunt reglate, dar discurile, din câte discuri am montat, toate sunt strâmbe din fabrică. La fel cum se aude și la astea, da? Deci trebuie să reglăm discurile, chiar dacă frânele sunt... Sunt puțin moi, o să le reglăm și pe astea. Luăm de aici o cheie reglabilă, pentru că nu am sculă din aia specială de discuri, funcționează la fel de bine și o cheie. Iar dacă ne uităm aici, o să vedem că discul acum nu atinge și abia acum atinge, în rest totul e ok, deci undeva 10% din disc atinge pe plăcuță. Noi ne ducem cât mai aproape de porțiunea asta care atinge, cam așa, deci aici este, și o luăm cu cheia și o tragem în partea opusă, adică așa. Uite, așa, ca și cum o împing și cu degetul, dar că cheia e mai rapid. Deci, aici atinge. Ok. Puțin mai așa, bag cheia și trag de el în sens opus. Nu foarte tare, că îl îndoim prea mult după aia. Uite, mai are un ciot. Foarte puțin. Uite, l-am îndoit prea mult, acum atinge în partea cealaltă. Vezi, e vina mea. E un reglaj fin ăsta, chiar dacă pare că un disc gros de oțel, se îndoaie foarte ușor. Uite, atinge aproape deloc acum. Și o să-l fac să nu atingă deloc. Ok, asta a fost.
Am făcut asta la ambele roți, iar acum hai să ne concentrăm pe șuruburile astea de aici. Avem aici două modele de logbond. Unul este standard pe care îl folosim toți, ăsta micul, și ăsta e mai puternic. Eu cred că logbond aviatic ceva e foarte puternic. Dacă n-aveți de asta, folosiți mai mult din ăsta, e simplu, adică nu e nevoie de forța pe care o are, dar dacă tot îl am, o să folosesc din ăsta, cum ar fi șurubul de aici. Nu cred că o să-l deschidă nimeni vreodată. Așa că pun direct logbond ca lumea pe el, pentru că după cum se vede se desface foarte ușor. Asta înseamnă că și de la vibrație s-ar fi desfăcut singur. Se vede că are ceva logbond din fabrică, dar foarte puțin, deci nu suficient. Da. Îl punem pe ăsta la loc. Ok, ăsta nu o să se mai desfacă de aici decât cu burghiu. Mai departe putem să îl reglăm și pe ăsta micu, care uite ce ușor se desface. Ăsta micu nu are decât rolul de a bloca ăsta, care acum... Uite, ăsta dacă nu este ținut de șurub acolo, iasă. Deci dacă șurubul ăsta se desface singur, pierdem țâmbărușul de la pliere. Așa că mai bine îl blocăm de la început. Deci l-am făcut pe ăsta, aici nu umblăm pentru că ăsta ține bucata de la stumer. Mai umblăm la ăsta, doar că nu pe aici, pe partea cealaltă, pentru că aici practic este un șurub cu întindere până în partea cealaltă unde are filet. Și umblăm la ăla mic de pe partea cealaltă. Așa, îl scoatem și pe ăsta de aici și ne rugăm să nu sară arcul. Ia uite ce ușor iese. Ăsta nu are niciun pic de logbond, chiar e ruginit. L-am spoit. Băgăm la loc și mai avem doar unul pe partea asta, ăsta de aici. Ăsta e destul de strâns, ăsta o să-l las așa, tot e ok. Pe astea de aici l-am verificat, sunt și ele strânse, de obicei nu se joacă cu chestiile astea, că e periculos. Și știu și ei. Nu știu de ce le evită pe astea, dar în schimb mai avem aici unul care tot așa nu are niciun strop măcar de logbond, pe ăsta o să pun niște logbond albastru. Am pus suficient, cred. Ia uite ce am făcut. Din experiență știu că și toate șuruburile frânelor sunt date cu logbond, sunt foarte fixe, așa că e bine să le lăsăm la nivelul la care au fost blocate. Până om aveam noi nevoie să schimbăm frânele astea și schimbăm și eventual adaptorii. Până atunci tot e ok, frânele sunt ok. În spate aici am verificat toate șurubelele astea, pe aici toate sunt blocate, tot e ok. Astea la fel, avem piulițe cu frână, piulițe autoblocante pe interior, tot e ok. Am terminat cu logbondul, cam asta a fost, nu e cine știe ce, dar ați văzut că e necesar. Acum, hai să vedem și înăuntru aici cum arată și dacă este nevoie să facem vreo modificare. Ia să vedem dacă toate șuruburile astea au logbond pe ele. Și da, au, dar sunt foarte scurte. Nu știu ce fel de logbond este acum. Un lucru bine de știut este că desfacem capacul degeaba, pentru că nu putem să accesăm controlerul sau nimic practic de aici. Trebuie să desfacem și bucata asta de plastic. Dar ce pot să văd, îmi place că are bulețele astea care să țină presată bateria și mai văd aici mastic la mufă. Voi nu o să vedeți că e foarte tuneric, dar e mastic, este waterproof, e ok. Ăsta e un lucru care nu-mi place. Toate mufele astea înghesuite aici sunt cam la limită și cam riscant când punem capacul la loc să nu tăiem vreuna. Dar ăsta este spațiul disponibil, n-avem ce face. Din ce văd, toate firele sunt lipite cu glugan, să nu cumva să iasă pinii, deci totul e ok. Avem controllerul pe aici, presat într-un burete, stă foarte fix, nu troncăne. Avem mastic aici la intrarea firelor în controller, deci totul e protejat împotriva apei. E un controller de 21 de amperi. Și după cum se vede, avem și întăritură de oțel, ca să nu cumva să se rupă gâtul cu noi. Deci totul e ok aici. Am văzut înăuntru mufă XT60. Un singur lucru nu-mi place, și anume izolarea firelor aici, izolarea acestei benz LED. Pentru asta o să folosesc eu niște mastic să nu rămân așa la vedere. Avem aici un mastic lichid, lichid electric tape. Aveți în descriere link de pe AliExpress. Este un fel de varnish lichid.
Verificăm și piurițele roților să fie strânse. De obicei, astea sunt strânse ca, la, ca și șuruburile de la etrier. În față am verificat deja să fie strânse piulițele și mai rămâne să facem presiunea. Presiunea roților este mereu scrisă pe anvelope. Nu trebuie să întrebăm pe nimeni, nu trebuie să inventăm o presiune anume, o căutăm pe anvelop. În cazul de față avem o presiune maximă de 50 de PSI. Asta înseamnă că putem să punem până la 50, dar nu neapărat 50. Putem să o lăsăm mai moale, dar să fie undeva apropiat. Hai să zicem un 40, 45, 50. Da? Eu o să bag 50. Pentru asta am aici un compresor de la Xiaomi. Este S1 sau 1S. Funcționează foarte bine. Nu s-a ars până acum, cum era la variantele inițiale. Așa că punem la 50 și... să vedem cât are el de fapt, cât are anvelopa față de fapt, acum că posibil să aibă toată presiunea. 38. Ok. Pe spate se întâmplă să avem 18 PSI. De asta e bine să verificăm, că nu știm niciodată ce presiune a rămas în cauciucuri peste drumul din China în România. Și cu presiunea asta facem pană în două drumuri, așa că... După ce fixăm toate cele pe ghidon, frânele, display-ul, contactul, etc., ne asigurăm că și funcționează. Asta este lumina pentru față și pentru spate este poziția. Mai departe avem semnalizarea pe stânga. Funcționează și asta, pe dreapta. Funcționează și asta, mai avem stopul pe frână. Se aprind și aici, se aprinde și aici, funcționează și ăsta și mai avem claxon. Ok. În rest, toate sunt deja funcționale, display-ul văd că merge. 0 km este prima ieșire pe strada ei. Avem cauciucuri de off-road, așa că putem să-i dăm puțin și pe teren accidentat aici. Până ieșim pe drum drept, să-i dăm și o viteză maximă. Voltajul este la maximum. L-am încărcat. Bineînțeles că se aud arcurile de pe față, astea, așa sunt ele. În rest, nimic nu se aude, tot e ok, motorul merge foarte lin, de la senzorii Hall. Păcat de suspensiile astea, că dacă erau hidraulice sau pe mai știu eu ce, nu se mai auzea nimic. Hai să mergem pe stradă. Frânele sunt ok, totul este în parametri. Hop, 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 hop. Acum nu se mai aude nimic. Poate puțin discul. Da. Și avem 43. Deci 46 de km a fost maximum. Merge ceva nebuna cu controlul de 21 de amperi. De suspensia spate funcționează fără niciun zgomot. Uite. Tot este smooth. Dar pe față. Eu-s-i. Uite că dacă ține de acuile astea nu s-ar mai auzi nimic. Și oricum bănuiesc că toți aveți problema asta, așa că e cunoscută, nimic de îngrijorat.
atât. Nu uitați că mentenanța asta diferă în funcție de model, dar trebuie făcută, că altfel ne punem în pericol. Deci